dragilor, vă salut din Costinești. Poate că litoralul românesc nu este locul potrivit pentru a aborda un stil de dans clasic, însă în căutările mele am găsit-o pe Corina, o tânără fată talentată care s-a apucat de balet la o vârstă foarte fragedă, doar 7 ani, însă pe parcurs a realizat că nu este chiar pentru ea. Așadar, haideți să-i aflăm povestea! Mă bucur că în sfârșit am găsit pe litoral și o balerină foarte talentată, așadar, haideți să-i aflăm povestea! Bună, Corina, ce faci? Bună! Eu m-am apucat de balet la vârsta de 7 ani. Totul a început printr-un spectacol. Mi-a zis mami să mergem la un spectacol să vedem. Și acolo erau dansatori. Și mi-a plăcut foarte mult. Făceau roata, tumba. Și am zis, mami, vreau și eu să mă apuc de dans. Am făcut hip-hop, street dance. Și profesoara, văzându-mă implicată, că mă dedic foarte mult, a zis, haideți să încercăm și partea de balet. În paralel mergeam și la street și mergeam și la Florea Capsalii la balet. Până când au început să mă doară picioarele și nu mai m-am dus. Și m-am axat foarte mult pe street dance, hip-hop, body dance. Dar mi-ai spus că ai început baletul la 7 ani. Nu este cumva o vârstă destul de târzie, așa? Adică din câte știam eu de balet, fetițele ți se apucă pe la 3-4 ani ca să deprindă aceste skill-uri. Când eram mică nu eram așa dedicată. Acest spectacol pot să spun că mi-a deschis ochii față de dans, de ce înseamnă arta dansului. Dar cum te ajută acum, în momentul în care faci street dance într-o trupă, experiența ta în arta baletului? După părerea mea, un dansator trebuie să știe orice fel de gen, până la balet, hip-hop, street dance, pune și pe manele, popular, efectiv, tango, salsa, toate genurile un dansator trebuie să le știe și să le cunoască. Din câte mi-ai spus tu, am înțeles că te-ai lăsat de balet datorită unor probleme la picioare, dar să presupunem că n-ar fi fost acele probleme, ai fi rămas cu baletul sau tot crezi că ai fi trecut la street dance? Din punctul meu de vedere, street dance este mult mai potrivit pentru mine, mi se potrivește mie mai bine. Dar ce poți să-mi spui despre balet? Ce semnifică baletul pentru tine și pentru lumea dansului în principiu? Baletul este foarte diferit de street dance. Baletul este mai rafinat, este mult mai greu. Street dance este foarte de stradă, trebuie să fii foarte dur, pe când la balet trebuie să fii foarte elegant și partea asta mai dură și expresivitatea feței mi se potrivește și simt că e mai bine pe street dance. Uite, povestește-mi așa puțin, când erai balerină, cum arăta o zi de repetiții sau o zi de competiție pentru tine? Bănuiesc că ai participat și la concursuri sau la spectacole. Cum era cu tutul, cu costumația de balet? Cum te descurcai? Da, mi-aduc aminte de primul concurs la care am participat. Absolut, doamna mă învățase niște pași și mi-a zis, leagă pașii aceia. Eram foarte panicată, mi se albise fața, toată lumea se speria și eu nu sunt bine. Și am participat, am dansat acolo ce am dansat și pot să spun că a fost prima mea coreografie făcută și am luat locul 1 sau 2 atunci și eram foarte fericită. Prima dată nu mi-auzisem numele și eram așa tristă și după aceea mi s-a spus că am luat podiumul și eram foarte fericită, fiindcă aveam doar 7 ani și era foarte plăcut și... Dar cum arată costumația unei balerine? Păi era formată din ciupici și din tutu alb. Trebuia să am foarte mare grijă cu el, să nu se lase, să fie totdeauna perfect. Eu știu că baletul duce cumva către un dans contemporan. Dacă ai fost balerină, ți-e foarte ușor să faci dans contemporan. De ce nu ai ales să faci contemporan și ai ales street dance? Pentru că m-am dus în această trupă, m-a adus o fată și acest stil se practică. Noi mai facem și alte genuri, doar că pe street ne bazăm. Dar contemporanul nu ar fi fost pentru tine sau...?
Nu cred că ar fi fost o problemă, nici contemporană. Dar atât că nu ți-a plăcut sau? Nu foarte mult, adică nu ai fost... Nu atât de mult ca și street dance. Am înțeles. Uite, povestește-mi așa puțin cum arăta o zi de repetiții pentru o balerină. Păi mai întâi făceam încălzirea, după aceea făceam exerciții la bară, care erau destul de dificile, dar le făceam până la urmă. Și multe, multe, foarte multe exerciții. Stăteam pe vârfuri. Era așa, o recreere totală. Dacă ar fi să dai un sfat așa tinerelor, fetelor care vor să se apuce de un dans, ce dansuri, ce stiluri le-ai recomanda în funcție de vârsta lor? Depinde și de personalitate. Dacă ești un sau o persoană mai dură, mai... Eu aș recomanda street dance, dar dacă ești o persoană foarte delicată, care are răbdare, baletul e mai potrivit. Am înțeles. Tu ai fost și persoană delicată care a făcut balet, acum ești puțin mai dură, faci street dance, însă mie mi-ar plăcea foarte mult să te văd făcând câteva mișcări de balet. Ce zici? Da. Super. Foarte, foarte mult ce am văzut, mi-a plăcut foarte tare. Ești talentată, dacă mă întreb pe mine, ar fi trebuit să se deții de treabă și cu baletul așa, măcar cumva într-un plan secund, pentru că ești foarte talentată. Însă cu toate acestea, îți urez multă baftă cu street dance-ul și cu ce-ți place ție să faci. Poate pe viitor te apuci de un dans contemporan cu un partener sau nu știu, ceva de genul. Mulțumesc foarte mult! Știm cu toții că baletul este cel mai elegant stil de dans. Cu toate acestea, tinerii din zilele noastre aleg să opteze pentru un stil de dans mai agresiv, gen street dance, break dance sau chiar balet contemporan. Atât pentru astăzi, până data viitoare eu mă duc să caut noi talente, fiți talentați pe litoral!